Sunt Radu Oprea, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și m-am întâlnit cu colegul și prietenul meu, Bogdan Drif, care a fost ministrul turismului și care a început, dacă vreți, o revoluție în turism atunci când, pentru toți cetățenii României, a venit cu voucherele de turism, cu această idee care a crescut turismul în România, l-a făcut accesibil pentru majoritatea cetățenilor români, care poate altfel n-ar fi avut posibilitatea de a merge, de a se relaxa și de a vedea frumusețile României. Bogdan, ai reușit foarte multe lucruri, am învățat multe de la tine. Mulțumesc. Și îți duc mai departe această idee de a veni cu vouchere de turism către cât mai mulți cetățeni, pentru că este un lucru important. Și ai făcut mai mult decât atât, ai făcut foarte multe pentru antreprenorii din turism care au trecut prin momente grele. Ar trebui să-și aducă aminte de acele momente și când ai fost ministru al turismului, ai reușit să salvezi foarte multe dintre companiile din România, care altfel cred că le-ar fi fost tare greu. Vă mulțumesc mult, domnule ministru. Aceste cuvinte înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că domnul Oprea este un ministru performant și împreună, pentru că suntem colegi de partid, o să facem treabă bună atât pentru sibieni, cât și pentru industria turistică din România. Doamne ajută!